Azi e 18, uite ce zboară, 18 martie 2016, uite ce zboară gâzile. O grămadă de pescar, că e weekend, dar niciun pește nu văd. Mă, da, vezi? Nu văd nicio că de-aia mă. Decât pe baraj văzut e acolo așa o Acum păpușcă. e până așa în colțul ăsta și am văzut și 2-3 km. No, e ceva incredibil. Păi eu zic că a plecat la depus, pe poate. La ora 1 jumate să nu vezi un pește aici? Ieri mergea totuși, mă, e rar așa, dar mergea. Da, dar știi ce se întâmplă? De o săptămână a rărit-o continuu. Păi noi când dădeam aici vreau bancuri ca lume. Acum a dispărut. Da? O și pleca să de bună. Dar o să o duce pe coadă? Da, să duce la stâlcul acolo, unde e piatră. La prun, din partea aia. Cristi mi-a zis că se duce direct acolo. Păi n-ai. Eu am fost ieri la Ionești, ca să înțelegi mata o treabă. La Și Olt, tu, nu? la Olt. Așa. Și peștele, 2-3 luni a stat ieșit de acolo, n-a fost sub baraj. Apa mică. Și ieri fierbea apa de oblete și babușca acolo. Deci fierbea sub baraj. Te mânca. Și ai prins? Păi n-am dat la el, noi ne-am dus după Ștucă. Și Ștuca era în niște bălți. N-am putut să o prindem că era pe apă mică și după aia ne-am dus la Drăgoiești. Am prins o oblete la Drăgoiești, două frumusețe, rar. O musculiță de asta, cu pungul musculiță. Deci puteai să-ți iei și 5 kg lai cu ochii. Până la prânz. Da, frumos de tot, așa, mare. Aici nu vedem nimic deocamdată la ora asta pe baraj la Budeasa. O să mai aducem informații după în... Mai fac filme pentru canalul de YouTube Ivan Gabriel. Ca să vadă pescarii, că îi filmăm și nu se scoate un pește, uite, de când stăm noi aici, câteva minute. Deci nu mai e aici, o să ajung pe coadă acolo, să știi, să mă duc să verific. Păi băi, s-au zis că au fost acolo peștele, auzi, că fierbea apa de mă. Unde? Acolo la... Da, la prun, pe coadă. Și dacă le dau eu informația și le fac filmarea unde e peștele, nu vine ei până la prohibiție, vin acolo. Îți spune, știi cum vin? Păi eu l-am văzut, auzi, când început să se depună, ieri am pe la Ștucă, pe acolo, se duse drumul în anul ăla. Păi, două Era prieteni unul la Plută și cu la Baboști, le râpea. De acolo, după stâlp, după curba aia acolo, la piatră. Deși acolo era invazie de pești. Nu, mă duc la prietenul meu și leu și plecăm încolo. Să ducem informații.